Actualul manager al Spitalului Municipal Fălticeni, medicul Alexandru Vlad Morariu, și-a depus dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea acestei funcții. Vlad Morariu este singurul candidat la funcția de manager al unității. Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Fălticeni organizează concursul pentru ocuparea funcției contractual vacante pe perioadă determinată de manager de spital persoană fizică. Dosarele de înscriere au fost depuse până la data de 30 decembrie 2020, ora 14, iar etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs a avut loc pe data de 4 ianuarie 2021, în timp ce etapa de susținere publică și de evaluarea proiectului de management se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Fălticeni, în baza temelor cadru, în data de 14 ianuarie 2021.